Le invităm aici pe Părintele Profesor Dr. Călin Dragoș, parohul Bisericii Ortodoxe din Olarii. Domnilor, eu am venit pentru pruncii mei. Eu n-am pământ. Eu știu să citesc cărți. Am scris cărți. Am făcut lucruri deosebite la Olarii. Și pentru oamenii care au pământ acolo am venit. Nu mă pricep cum se cultivă pământul. Dar știu că fetele mele au dreptul să trăiască într-un mediu curat. Nu știu, n-am văzut filmul. Am vorbit de câteva ori și la televizor, am vorbit și la Radio Europa FM și vă spun, după experiența mea, numai cu ăsta îi puteți opri. Dacă intră, chiar dacă ați vândut și vă pare rău, filmați-i. Dați telefon celorlalți și spuneți-le că ați fost slabi. Să vină lângă voi. Dacă 100 de oameni iau bătaie de la 1000 de jandarmi și nu se poate fără acolo, dumneavoastră, exact cu asta. Sunați la CNN, sunați la France International, sunați la Deutsche Welle, oriunde. Sunați și spuneți că sunteți în România și că sunteți în Uniunea Europeană și că țara voastră nu vă mai poate proteja. Cereți ajutor. Asta am învățat-o din cărți. Și vă mai spun ceva. Generația mea a fost în 89, acolo la Timișoara. Eu n-am fost acolo. Dar vă spun ce scrie în Piața Operei. Poate că știți, nu știu, poate că nu știți. Chiar dacă mă lăsați să întreb, știe cineva ce scrie în Piața Operei din Timișoara? Pe Piața Operei. Scrie așa. Pot să fiu considerat naționalist. Oricum, asta scrie și dacă mergeți în vizită, opriți-vă și citiți. Nu căuta pe internet, dacă ai aici în cap. Vouă celor care, mulți sau puțini, veți păși vreodată, neliniștiți, pe urmele noastre ale celor care am fost generația decembrie 89, un singur gând și o singură dorință. România. Așa cum am spus și cum spunea și domnul primar de la Dorobanți, vom face un comandament, vom pune afișe în curtici, în Macea, în Olari, peste tot și vom lăsa și în Arad, bineînțeles, vom lăsa câteva numere de telefon. Vă rugăm să mă sunați, să ne sunați. Într-o seară, un băiat din curtici, Flavius Boia, m-a sunat că undeva în zona Udviniș, cineva i-a spus că ar fi mașini Chevron. Chevron nu vine aici, aici vine Panfora Oil. Împreună cu Adrian Pantea, pentru că toți cei care mi-au spus, oricând e nevoie de noi, vom veni, toți. Ba, suntem la pizza, suntem la film, am făcut duș, ne uităm la televizor, suntem pe Facebook și n-au putut să vină. Adrian Pantea a venit împreună, ne-am dus acolo, și Lucian și Cosmin, formația Corso din Arad, ne-am dus cu două mașini și am stat aproape o noapte și n-am găsit nimic. Putea să fie ceva. N-ați venit. Data viitoare ar fi bine să veniți, că nu veniți pentru mine sau pentru muscă, ci veniți pentru sănătatea voastră. Titi Budeanu, preotul parohiei din Macea. Dacă o să răsfăiți câteva pagini web vis-a-vis la ce s-a întâmplat în Bungești, veți observa că preoții participanți acolo au fost trași la răspundere de către societatea civilă, cum că biserica este oportunistă și că n-ar prea avea ce să caute în aceste manifestări. N-aș vrea să pun pe cei din parohia Macea 1 și 2 să ridice mâna, pentru că sunt convins că undeva jumătate din sală sunt din Macea. Dacă ei sunt aici, aici trebuie să fim și noi. Dacă ei sunt aici, înseamnă că biserica este aici. Înseamnă că noi ne-am constituit în biserică aici. Noi, ca spunea că veșnicia s-a născut în satul românesc. La sat, nu în altă parte. Acest sat românesc astăzi este un sat suferind, un sat neglijat, un sat batjocorit. Țăranul a ajuns să fie considerat un nimeni, drepturile lui fiind călcate în picioare. Legumicultorii știu despre ce vorbesc. Mergeți în piață și găsiți loc la masă. Vă rog, căutați-le. Veți găsi cu siguranță un mare nu sau în toate piețele din zonă. Niciodată,
Nimeni nu o să vină să ne ofere pe tavă nimic. Pentru fiecare mic lucru câștigat, e nevoie de efort. Radu Gir, poetul român condamnat la moarte pentru dreptul de a gândi, pentru dreptul de a scrie, spunea următoarele. Nu pentru pătule și pentru pogoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Și așa să fie. Părinte, nu numai pentru dumneavoastră, ci și pentru ceilalți preoți. Dacă veți avea probleme cu orânduirea dumneavoastră, atunci combinatul Curtis și Olar vă dă o mână și un salar mai bun decât acolo. Sigur că este nedemn să spun să se întâmple ceva, Doamne ferește, dar pentru o cauză dreaptă vom fi lângă dumneavoastră atunci când, Doamne ferește, din aceste puncte de vedere ca dumneavoastră să sprijiniți societatea și să aveți probleme. Dragilor, la Vastulea a ieșit un singur preot și a fost declarat erou toată presa, dar a fost unul singur. Celorlalți probleme le-a fost frică. Ei sunt deja 10. Data viitoare să fie 30. Și data viitoare 50. Puteți să-i aplaudați. Sunt preoți ortodoxi, solid intrat. Pastorul Bisericii Baptistei în stare, l-am rugat să vină aici. Poate n-are telefonul. Aș vrea să dau cuvântul unui domn care este și agricultor și diacon al Bisericii Pentecostale, Florin Grada, din Curtici. De seara! Sunt foarte impresionat de ceea ce se întâmplă în aceste momente în Curtici. Oamenii sunt diferiți. Noi, cei de aici, toți suntem diferiți. Bărbați și femei, tineri și mai puțin tineri, români și maghiari, poate și alte naționalități. Dar în această seară am trecut peste toate aceste diferențe dintre noi și ne-am adunat. Ne-am adunat în locul ăsta pentru că vrem să apărăm ceva. Vrem să apărăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Dreptul la a trăi pe pământul acesta, dreptul de a lucra pământul acesta. Primii oameni au fost puși într-o grădină și știți ce drept le-a dat Dumnezeu? Să o lucreze și să o păzească. Să o lucreze și să o păzească. Dreptul acesta pentru pământ îl avem și noi. Și dreptul acesta vrem să-l păstrăm și pentru noi și pentru urmașii noștri. Avem dreptul să respirăm aer curat. Avem dreptul să avem apă nepoluată. Avem dreptul să mâncăm bucate sănătoase. Avem dreptul să trăim o viață așa după cum ne-o clădim fiecare dintre noi. Și în această seară ne-am adunat aici toți cei care suntem aici, trecând peste diferențele acestea dintre noi, și de religie, și de politică, și de altceva ce vreți dumneavoastră. Da, reprezint comunitatea penticostală, reprezint o grupare mai mică de agricultori. Facem și noi agricultură cu posibilitățile pe care le avem noi, dar vrem să o facem în continuare. De aceea spunem și noi, alături de cei din combinatul agroindustrial, un nu hotărât gazelor de șist. Nu vrem gaze de șist la Curtici. Nu vrem explorare, nu vrem exploatare, nu vrem nimic din acestea pe pământurile noastre de la Curtici. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul părintelui Ilie Năduban, de la Parohia Curtici 2, aș vrea să îi mulțumesc, sau nu știu exact cum să o fac. Ieri am fost sunat de un domn, Cociuba Nica. Aș vrea să vă ridicați puțin în picioare, să vă cunoască oamenii. Este însărcinat cu monitorizarea serviciului de apă și canalizare, consilier superior la Consiliul Județean Arad, direcția tehnică. Domnul mi-a spus așa, o să vin la Curtici și dacă apuc o să și vorbesc. Dacă trebuie, luni îndepun mandatul. Dânsul se ocupă de apă și nu vrea ca noi să bem apă otrăvită. Cociuba Nica. Preotul Ilie Năduban. Dragii noștri, înaintașii noștri și-au luat de la gură pentru a reuși să cumpere un iugăr, jumătate de hectar de pământ. Au făcut aceasta pentru a lăsa moștenire urmașilor. Le-au oferit un dar. Acest dar al lor suntem chemați
și trebuie să-L apărăm astăzi. Dumnezeu ne spune: creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Nu zice: distrugeți-l. Este o poruncă dată nouă de către Dumnezeu. În virtutea acestei porunci, noi cei de astăzi le spunem celor ce au pus la cale acest plan diabolic de a distruge darul lui Dumnezeu: nu vă dăm voie. Eu personal fac aceasta pentru că înaintașii mei, unul a rămas în primul război mondial în Rusia, iar al doilea, în cel de-al doilea război mondial, a rămas în Cehia. Vă rugăm, iubiților, să nu uitați. Atunci când clopotul bisericii ne cheamă să răspundem prezent cu toții. Așa să ne ajute Dumnezeu. Înainte de a da cuvântul domnului profesor Popuța Vasile de la Universitatea de Vest din Timișoara, vreau să vă îndemn ca acest mesaj pe care astăzi l-ați primit aici să-l dați mai departe celor ce astăzi nu sunt aici. În urmă cu 4 ani am primit câteva informații și le-am dezvoltat. Ca astăzi, pe acest bilet să scrie organizator și aici să am un mesaj. Se numește Cătălin Galben și este cel care mi-a spus ce înseamnă gazele de șist. Împreună am aprofundat, e acolo, stă modest. Mulțumesc, Cătălin! Popuța Vasile de la Universitatea de Vest din Timișoara. Mulțumim că a venit. E din zonă. Aici nu sunt profesor. Sunt unul dintre dumneavoastră. De ce sunt aici? Simplu. De un an de zile am un coșmar. Nu visez decât gaze de șist. Așa cam o dată pe săptămână aici, între Zimand și Curtici, cam de la pădure încoace, văd așa o sondă de gaz de șist. Cei care v-ați documentat de pe internet și ați văzut cum arată o astfel de sondă, în mod sigur veți avea același coșmar pe care l-am și eu. De ce am venit aici? Să mă ajutați să scap de el. Și vă spun sincer, vă rog să vă documentați ce înseamnă exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică. Deci, să fie foarte clar, trebuie spus nu împotriva exploatării prin fracturare hidraulică. No fracking. Fracturațiune hidraulică. Pericolul este mare. De fapt, constatăm că noi, la ora actuală, suntem în stare de război. E un război român-român. Faza războiul gazelor de șist. Acest război ori ne va uni pe toți care trăim pe aceste locuri și în țară și chiar pe planetă, ori ne va distruge pe toți. Vă rog să vă documentați și să înțelegeți. Aici am scos de pe internet hotărârea de guvern 1185 din 4 decembrie 2012. Poate, în mod sigur, sunt dintre dumneavoastră cei care au citit. Știți ce înseamnă? Perimetrul 6 Curtici se acordă dreptul de explorare, liniuță dezvoltare, liniuță exploatare. Compania nu contează. Deci nu este numai drept de explorare și după aceea inclusiv exploatare. Dacă se va pune un puț, suntem pierduți. Acest război se duce la scară planetară. Vă rog să constatați că noi luptăm nu împotriva cuiva,
noi luptăm pentru a ne apăra dreptul la viața pe care am dus-o până acum, la o apă curată, la un sol curat și într-o zonă fără riscuri. Dumneavoastră știți, în America se povestește că acolo se exploatează atâția de ani. Sunt 18 state care au oprit exploatarea gazelor de șist din cauza contaminării ireversibile. Răul odată făcut, nu-l mai putem repara. Să ne gândim că Statele Unite, exploatarea se face și s-a făcut în zone nepopulate sau slab populate, pe când aici, la noi, cât de aproape sunt satele și toate vor fi contaminate, numai dacă un singur puț se produce. Deci ce înseamnă fracturarea hidraulică? Se poate documenta toată lumea pe internet. Bibliografia în limba română. Am scos aici un exemplar, orice o găsește, dacă dă Georgeta Ionescu, gaze de șist, o nouă provocare. Doamna Georgeta Ionescu are și pe YouTube niște expuneri. A fost deputat, e părerea mea o voce autorizată și competentă în România. Să vedem ce înseamnă exploatarea gazelor de șist prin fracking. Din păcate, atât legislația, cât și bibliografia, documentația în limba română este săracă. Din ce cauză? Pentru că cei care sunt în stare să o facă, specialiști de geologie, între ghilimele sau în afară, și cei care sunt capabili să citească în alte limbi, nu o fac. Deci cea mai mare bibliografie, cea mai regulată, o găsiți în limba engleză și în limba franceză. Am adus aici, este un bilanț toxicologic de 5-6 de pagini. Este un rezumat făcut de domnul Andrei Picot, directorul Institutului Național al Franței de Toxicologie, în care arată ce înseamnă fracking-ul, fracturarea hidraulică. Pe scurt, am să completez ceea ce a spus și mulțumesc domnului Moț pentru ceea ce a reușit să spună, și să-i cer și permisia să completez puțin, fiindcă ceea ce eu m-am documentat pot să vin cu anumite completări. Deci, exploatarea prin metoda fracturării hidraulice, pe simplu, se face un puț între 2000 și 5-6000 de metri pe verticală, iar la acea densime se face un puț pe orizontală care poate să meargă până la 5-6000 de metri. Puteți imagina? Într-un astfel de puț se introduc între 20 de milioane și până la 80 de milioane de litri de apă. Îmi cer scuze, dar astea sunt cifrele pe care eu le-am găsit, depinde de puț. Pe un puț vertical se pot face până la 30 de puțuri orizontale. Imaginați-vă o rază de 5 km. Ce înseamnă un astfel de puț? Pe un kilometru pătrat, se pot face până la 6 astfel de puțuri. Se introduce această apă împreună cu așa zis aditivi chimici. Companiile care exploatează prin metoda fracking sunt niște companii foarte puternice din Statele Unite. Atât tehnologia, cât și capacitatea de a executa o astfel de exploatare aparțin companiilor americane, celelalte companii, nici măcar companiile franceze, nu au capacitatea să facă așa ceva. Evident că ele se unesc. Se face un astfel de puț, se introduc ce apă între 24-80 de milioane de litri apă împreună cu acești aditivi. Nu spun ce aditiv. Din acest conținut se introduce cu presiune și pe verticală se fac explozii care pot produce cutremure 3-4 pe scara Richter, dar nu se știe, depinde de joc, de zonă. În plus, se mai introduce și un nisip cuarțos. Universitățile din America au constatat că în acești compuși chimici sunt până la 900 de compuși chimici găsiți.
dintre care vreo 100 sunt cancerigeni. Sunt trecuți în acest bilan toxicologic tot ceea ce se poate întâmpla. Deci pentru o parte din acest, din acest produs, din, din apa aceasta otrăvită, iese la suprafață, cam 40-60%, și cealaltă parte rămâne în sol. Tehnologia spune că ceea ce iese la suprafață se recuperează între niște iazuri de decantare și apoi se purifică. Este imposibil ce se întâmplă. În America sunt peste 20.000 de puțuri de mică adâncime în care această apă este luată de la puțurile de exploatare și duse și depozitate în subsol și oricând vă dați seama ce pericol există. Deci pericolul care se constată la ora actuală este contaminarea apei freatice, evident, ireversibilă, cu tremure de joasă tensiune care pot să crească în amplitudine, contaminarea aerului, contaminarea solului pe termen lung și, în plus, antrenarea gazelor, metalelor rare din, prin, acea, prin acele explozii și fracturare hidraulică. Acum, pericolul, evident, că odată ne paște pe toți, răul dacă îl facem, nu putem elimina. Dacă suntem conștienți și ne opunem cu toții la o asemenea exploatare, atunci ne salvăm. Dacă nu, avem toți de suportat. Ceea ce eu aș dori să... Eu am venit cu foarte mare reținere aici. M-am așteptat să fie foarte puțini oameni, chiar am văzut pe Facebook ce 100 de oameni, dacă adunați voi, nu știu ce, un comentariu. Am fost și într-o comună din județul Timiș și am venit foarte dezamăgit de atitudinea autorităților locale. Aici eu aș vrea să mulțumesc tuturor organizatorilor, tuturor primarilor care au dat dovadă de atașament față de... Aș dori să mulțumesc și capilor bisericilor, tuturor bisericilor care s-au implicat și și-au exprimat punctul de vedere și, în primul rând, dumneavoastră, pentru că înseamnă că vă pasă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și eu fac un apel. Menționez că în numele uneia dintre dumneavoastră să trecem peste orice conflict personal care îl avem cu oricare dintre noi pe criterii politice, eu știu, sau alte motive de bogăție sau sărăcie și așa mai departe, pentru că și cei care nu avem pământ aici, dacă se va face exploatare, vor fi afectați pur și simplu prin aerul, prin roșiile care nu le vom mai avea sau orice altă legume, toate vor fi contaminate, animalele la fel. Uitați-vă ce se întâmplă în alte astea, să nu credeți că este o manipulare, că să zic, unii plătesc să vină să vorbească, documentați și dumneavoastră, să ne dăm mâna și să sperăm că vom reuși să învingem. Cam atât. Înainte de a da cuvântul domnului primar, aș vrea să mai spunem încă o dată, Franța, Germania și alte țări civilizate, până și Bulgaria, au spus nu gazelor de șist. Noi nu suntem niște proști. Până acum s-a vorbit, este timpul să trecem la acțiune. Propun primarilor prezenți și dumneavoastră un program de manifestări care viitoare. Propun ca peste 2 săptămâni toate primăriile din zonă și alte primării care doresc și pe dumneavoastră vă invit din nou, dar vă vom anunța și din timp, să facem manifestări instantanee în toate localitățile din județul Arad. După aceea, propun ca toate consiliile locale să emită instantaneu sau în această lună să emită hotărâri de consilii locale în care se interzică și noi cu ultimul vom emite din nou exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică.
propun o deplasare a reprezentanților, că nu putem să mergem toți, sau dacă mergem toți foarte bine, a reprezentanților cetățenilor, a unui grup de cetățeni din fiecare localitate, la o dată pe care vom fixa ulterior, pentru a depune coroane la monumentul de la Păuliș, un marș de protest în liniște cu depuneri de coroane în memoria eroilor care au luptat la Păuliș și au luptat pentru acest pământ și să purtăm pancarte în care să ne exprimăm nemulțumirile pentru exploatarea gazelor de șist. După aceea, propun o adunare, un meeting la fața primăriei Aradului, iar la o dată care va fi anunțată. Și dacă niciuna dintre aceste manifestări nu va determina guvernanții să emită o ordonanță care să vină în sprijinul nostru, propun tuturor primarilor din județul Arad, nu numai din zonă, să organizăm referendumuri pentru interzicerea exploatării gazelor de șist pe teritoriul Aradului. Uitați câte materiale sunt aici, toate sunt legate de gazele de șist. Am putea să povestim mult mai multe. Am încercat să fim scurt pe cât posibil. Trebuie la acest sfârșit să vă mulțumesc în mod cu totul și cu totul deosebit. Trebuie să mulțumesc tinerilor care s-au mobilizat în toate acțiunile care le s-au făcut și până acum în frunte cu Andrei Moț. Aș vrea că atunci când vom decide și lăsați-mă să nu promit că atunci sau atunci, nu știu sigur, că ne gândim și dacă și primarii și-au dat asentimentul că sunt de anul corpului primarii de aici, vor veni cu oameni, atunci probabil că este bine să mergem și în Arad. Sperăm. Sperăm că vom obține avizele necesare și le vom obține în mod sigur. Pentru aceasta am rugăminte să dăm dovadă de mult fair play, să dăm dovadă de decență. Dacă există unul care a băut un pahar mai mult afară, acum, să-l ignorăm sau să nu-l lăsăm să se manifeste. Pentru că vreau un semn de prețuire și de a atrage atenția acest număr frumos de oameni, care sunteți dumneavoastră, să mergem, ieșim în fața casei de cultură și mergem într-un șirac până la primărie, după care ne despărțim și vă vom anunța mai departe. Vă mulțumim! Vă mulțumesc în mod deosebit de dovada, de decența de care ați dat dovadă.